De câteva săptămâni au început lucrările de reabilitare a străzii Avram Iancu din municipiul Sighetu Marmației. Tronsonul de drum vizat de aceste intervenții este cuprins între trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Avram Iancu și intersecția străzilor Mihali Deapșa cu 22 decembrie, însumând o lungime de 1195 de metri. Da, am alocat în bugetul local o sumă importantă pentru reabilitarea străzilor din municipiu. Dacă nu cea mai mare sumă din ultimii 10 ani, din 30 de ani, cel puțin în ultimii 10 ani, vorbim de o sumă aproximativă de 2 milioane de euro. Pe lângă strada Avram Iancu am prevăzut reabilitări pentru strada Mihai Eminescu, Iuliu Maniu, Dobrogeanu Gherea, Rodnei, care este în desfășurare și inclusiv extensia cu strada Tisei, am alocat bani în acest sens. În ceea ce privește începerea lucrurilor pe strada Avram Iancu, am început, să zic, destul de târziu, mai târziu decât ne-am propus, decât m-am așteptat eu personal, însă a trebuit să urmăm procedurile legale în privința ceea ce privește proiectarea, studiile de fezabilitate, autorizații, licitații și toate celelalte proceduri. Lucrarea pe strada Avram Iancu se întinde de la intrarea în Sighet, în zona motelului Siesta și prin zona Locoil, intersecția cu Locoilul. Presupun lucrări de bordurare, reabilitarea trotuarelor, reabilitarea spațiilor verzi, precum și stratul de asfalt. Acestea ar fi lucrările cele mai importante care se desfășoară acolo. Edilul local spune că au fost și câteva probleme la începutul lucrărilor, însă au fost rezolvate. Am avut anumite probleme acum la începutul lucrării, dar s-au rezolvat. Chiar am avut o întâlnire cu reprezentanții societății Vital. Avem o problemă acolo cu canalizarea, cu preluarea apelor pluviale. De câte am înțeles, nu există un sistem de preluare a apelor pluviale între motelul Siesta și motelul pe la Sigheteană, ca să le așa repere, dar s-au găsit soluții împreună cu inginerii de șantier, constructorul și cei de la Vital și este important că se desfășoare această lucrare. Până la urmă și între în oraș sunt o carte de vizită a unei localități și desigur toate străzile din municipiu necesită intervenții, în special cele străzile de pământ. Potrivit contractului încheiat cu constructorul, termenul de finalizare lucrării este de 2 luni. Lucrurile au început în 31 august, de 2 luni au la dispoziție pentru încheierea lucrărilor. Proiectul de reabilitare a străzii Avram Iancu prevede și amenajarea unui sens giratoriu la intersecția cu Bulevardul Independenței.